Bună ziua, prieteni! Bine ați venit pe canalul meu, Mărcușa de la Strehaia. Prieteni, vreau să vă arăt că îi cumpărai porumb lui Ion. Să-l fac ca purcielul, prieteni. Păi de ce mie? Păi ne-ai cerut un porumb. Să te fac ca purcielul. Da. Să-l fac la tigaie sau pierd, cum vrei? Ce preferință ai? Nu mai am nicio preferință. Sărac de tine. Uite, pun să fac și fiert. Vezi? Fac și la tigaie. Dacă vin copiii de la școală. Uite, stai cam stricul. Da. Doamna de la piață. Să ne mai adus porumb. Stricat. Nu! Doamna de la piață să-i mai adus stricat tot așa. Uite, că dicăliu-i. Urmări la mine. Cum să opinim? Păi doamna, știi mă, Ioane, ce-i la mine? Nu știu nici doamna, cum? E doamna de vină, ce-i la mine? Este acolo pe foc niște sărmăluțe, să încălzesc. Făcuse-mi de Sfântă Mărie și eu nu mâncai atunci, că eram cu regim. Să stai atunci al lui Maria. Maria, să-mi bași și mie la ladă, mami, și sărmăluțe. Când o să fiu și eu mai sănătoasă, mănânc și eu. Și scosei acu de la ladă. Scosei la încălzit. Avusei poftă de sărmăluțe. Și mai încolo nu știu ce să gătesc pe Ani. Ciorbă cu varză? Ce îți place ție? Ce-mi place mie? Ce vă place vouă? Orice. Orice. Zi, mâncare să fie, nu? Da. Să am cu ce. Eu vreau să fac ceva de mâncare, de vreme. Că cu vremea asta... Mergem la nuntă. Nu-mi place deloc. Păi nu mergem, dar tu știi că eu nu pot să stau mult în picioare. Pe cine te pot să stai în picioare? Cum mai în picioare, mai pe scaun. Uitași? A, deci nu mai merge. Mergem. Dar apropo, tu salutași prietenii mei? Păi, nu sunt de măcia, nu ne aud. Dar le salutași? Salut, prieteni. De fiecare dată să spun eu să salut prietenii mei? Păi așa sunt eu mai necivilizat. Vrei să ne certăm astăzi? Hm? Un pic. Cum? Un pic, a? I-au zis prieteni ce zice acesta om? Asta o să-mi pentru tigaie, să-mi facem la tigaie, prieteni, porumbul. Și mai pun acolo unu, doi. Ajunge ăsta pentru copiii mei prea mult. Așa. Dar ia să mai iau eu vârful de la ăsta. La fel. Mamă, și ăsta când o să-l curăț eu, o să mă doare unghiile. Trebuie să fac programare la unghii, domnul Ion, să le dau jos, că nu mai pot, mă doare unghiile. Te pregătești pentru nuntă? Care nuntă? La Suliman. Au, uite, nu-mi dă voie să mă aprec. Cum mai e până la nuntă, mă, Ioane, mă? Să mai stau o săptămână cu ele? Nu știu, tu știi. Tu știi. Ia să vedem ce gust au sărmăluțele. Mamă, să bag și un ardei iute. Să moară lumea din casă. Când mănânc eu ardei iute, nu?
niște frunze deasupra. De porumb? Aha. Bă, ce frig, mă luai în casă. Păi să mănânc sărmole și apoi mă duc. Lucica, hai să mănânci și tu. Să mănânci și tu. A? Acidule? Ia-le tu că lindu-i. Hai mă, ia și ligă ea. Pe la căia. Uite, băi, eu nicio porumb. Doamna cu piață. Doamna cu piața. E nefăcut de aia, e nefăcut, cum să zice? Da. Asta că merge și așa. Mai lăptos. Mai zămos, mai lăptos. Ăsta consumă toată butilia astăzi. Nu? Te nu mă ce încărcai. Nu mă ce încărcai. Acum... Asta e viața. Ioane, Ioane, cu vremea asta urâtă mă distrusă. Mă distrusă vremea asta. De ce mai faci și porumbul ăsta, frunzele ăștia deasupra, eu nu știu. Cum? De gust. Ce gust îi dă? Gust de porumb. Băi, Ioane, tu te râzi de mine? Nu, mă râd cu tine. Te faci mișto de mine? Nu, face mișto. Ești mecherit? Nu, m-am fraierit. Te-ai fraierit? Nu știu. Mi-e frig de mort. Ia să fac și eu mișto de tine. Ia ridică oala aia. Așa. Hai, să vedem. Dar n-are apă. Acum porumbul îl frigem? Îl fierbem, nu-l frigem. Și apă? Pune oala pe foc. Să vezi cum e să facă omul mișto de tine. Ia ligheanul ăla. Și pune peste porumb. E, vezi? E, vezi? Cum e, Ioane? E bine. E bine? Da. E, vezi? Uite sărmăluțele mele cu lea fierb. Vezi? Sunt aproape gata. Haide, da. E, vezi? Cum e să facă lumea mișto de tine? Pe ce filmezi ca patroana, boldurile? Cu ce? Așa. Și ce vezi acolo pe telefon? Un film. Film? Da. Vreau o ține, nu-i? Adunăm porul ăsta de la porumb. Pris! Cheamă pe taică tu să vină să mănânce sarmale. Hai, pe maică ta. Uite așa în sărmân. Vine? Mâncare. Mâncare? Da. Vrei stoardii, uite. Sărmăluțe, vrei? Eu știu. Două. Două.
Da. Dar când e fierb? Acum, frate, nu eu. Să fiu mai aproape de mine. Că parcă stă prietenul meu singur acolo. Mai am o dină de mâțuleș. Vezi că arată filmarea jos. Telefonul stă într-o parte. Bă, ce filmă, nu? Vrei să mutăm bucătăria înăuntru, să ne mutăm în casă? Prea de vreme. Cum de vreme? Doar aragazul, luăm butilia, atât. Mutăm. Două zâsări? Două. Și spun ardei roșu din ăsta. Bun. A, și vine în total trei. Da. Păi vezi? Uitați, prieteni, ce-i fac lui Ion. Îți spun și ardei? Iute? Nu. Nu vrei? Să te iuțești? Nu. Ești tu destul de iuți. Vrei să mulțesc? Iute, l-a mers. El nu mă țin, uita pe raba haltor. Adică eu pe la o tiere n-am rămas. Uitați, prieteni, sărmăluțele cum arată. Corbicea mea de sârmăluțe și să avem poftă, da, domnul Ion? Da. Ha, și revenim, prieteni, mai târziu. Băi, Ioni. Da. Să-mi spui unde ai fost, nu-te mai așa că bie cu spatele tău și... Am fost plecat. Unde ai fost plecat? Mi-ai zis să stau acasă, că vin imediat și eu... Să-ți frig o raină de cartofi. Eu am pus să frig o raină de cartofi. Eu da. Da. Azi, să și tu repede. Și uitați-l, prieteni, a fost în oraș, dar nu știu unde. În ce pat a fost? La cine a fost? Zi-l-mi. Care era aia? Zi-l-mi. Da, sângele pe nasul ei. Ce să mai fac? Să te pândesc. Până. A, mi s-a părut că închis telefonul meu. Zi! Mă duc cu fănică. Iar, acum le-ai pe fănică, mască. Aha. Ia cartofii cu tine. Ia și cartofii. Lasă că venim. Ia, mamă, Ioane. Ia, Ioane. Ia, uite. Ia, Ioane. Ia, mă, cartofii, că n-ai timp să faci. Hai, du-te cu cartofii. Ia-i, bă, Ioane, ia-i și mănânci acolo pe bord. N-ai timp ca să mănânci, vezi? Cartofi, a? N-ai chef să mănânci. Du-te, să fii sănătos. Hai, du-te. Le-ai pe fănic acum mască cu tine. Las eu cartofii aici să pună mâța gura pe ei. Eu mă bag în pat acum și las cartofii acolo și să te așteptă cartofii. Eu nu te aștept. Să aduci pâine caldă, mamă. Nu. Lasă, fată, că vă duc eu la pâine. Nu, mănica. Vă iau eu pâine caldă. Vrem Nutella? Da. Ce mai vrem, Mărie? Păi Nutella ar trebui acum. Hă? Du-te cu ei, nu, stai că nu mai e ora aia care știi tu. Du-te, fată. Mărcuță, e ceasul 8:30, nu mai e cum era. Asta o gară. Stăteam la poartă. Ah, și vă e frică că luați Nutella și nu mai ajunge să mâncați pâine. Facem mâine clătite și tot facem ceva cu ea. Păi de ce? Dă-i cu X-ul. Hă? Dă-i cu X-ul.
Ce mă supără Ion. Să dai cu X-ul. Adică că să tăiem cu X-ul. Ah, că nu mai mâncăm. Păi ce? Ne îngrașăm. Aaa, aia e treaba. Ce te cum îngrăț? Broșchiță. Vezi? Ce face mama cu fiul tău? Lasă, fată, că nu cu și el în pat la una. În pat la una, zi-l-o mie. În pat, fu, că nu mă zici că râdea. Râdea, nu? L-a dat fața de gol. Aia nu era zâmbetul lui așa. Nu era zâmbetul lui. Păi zi tu cum îi zici tu lui Stelică. Păi Stelică, cred că e pe la vreuna. Stelică. Dar nu știu la care, că sunt mulți. Sunt multe. Spusă că se duce la Reni, fată, că n-are cu cine să-l joacă acasă. Spusă și pe ăla, și pe ăla. Vezi că mama, ce vezi mama ce înseamnă copii, mama. Vezi? Ține la copii, vezi. Îi lua apărarea și lui Silica și lui Ionica. Da. Păi spusă că o luă de poartă la toți. Dar domnul Fani unde o fi? În spat cu cățaua. Cu bela aia mică. Deci, domnul Fani nu e singur, nu, are pe cineva în pat. Da. O-i strânsă piciorul în ușă, fată. Și Fănică unde e, fată? Fănică fu și el în pat cu una. Cu Maria. Da, nu. Fu cu Maria în pat. Bela, nu mai scăpăm de ea. Nu mai scăpăm de Bela. Păi de ce? Deci cu selul sufletu s-o ducem acolo de unde am luat-o. Și luăm mai târziu să se încălzească și ea cu frații. Nu, de unde ai luat-o? De la domnul Modă, Bulibașa. Da. O ducem atunci la nuntă. Nu vrea. Auzi, ca să nu o lăsăm singură, o ducem atunci la neamuri și ea cu noi și joacă împreună. Bă, fate. Auzi, că o ia în plasă, o luăm cu noi acolo la nuntă. Eu vreau la să-i cumpăr, să-i cumpăr fontiță. Și să o ducem cu noi? Da. Bun, și cățaua lui Mădă, ce facem cu ea? Care e cățaua? A lui Mădălina. O ducem la noi aici. Doamne. O ducem cu noi. Mi-o omoară că lăsăm poarta deschisă. Face criză. Închide cățaua pe cheie în casă și cheia. O ducem la maică mea. Că acolo e poarta închisă. O închide în cameră. Știi ce spusă Stelică? Când pleacă Mădă Mireasa atunci. Să luăm și cățaua. El se duce cu cățaua în spate. Și o dă drumul. Să fuge Mădă. Mireasă. Doamne, cu susta în mâini. Nu, și ce trebuie la mâine? Mă, voi râdeți, grumim. Dar în ce pat fuion? În ce pat este lică? În ce pat este lică? Bine te-ai exprimat, că nu știu unde e. Păi, e că Stelică nu e acasă. Ia sună. Stelică nu e acasă. Cine știe în ce pat e? Nu. La vreuna. Și eu am venit din pat. De la aia. Pe interfon s-a auzit. Poate zber. Alo? Da. Stelică, unde ești? La Remi. Unde la Remi? Aici, la Modă. Acolo ești? În ce pat ești? Da. Ești pe vlog. Da. Spune unde ești, că venim după tine. În pat la vreuna. Domnul președinte. Dacă Remi cu domnul președinte. Pe internetul. Venim și noi. Venim după tine, cu mama, cu Maria, cu Mărcuța, cu tata, cu Bela. Da. Aducem și cățaua. Jocări, vezi, nu e fată. Hai, fată, că e cu minte. E cu minte, e cu Bulibașa. Da. Răspunde Bulibașa de... Da. Dacă nu, ne supără, dacă ne supără domnul Bulibașa, nu mai venim la nuntă. Eu zic așa, ce să iei cățava, sâmbătă, alumă, da. Că nu o dă, nu vrem niciunde să o lasă. Aduci la noi, nu, o punem pe loc. Cățăl. Bă, nu, vrea. Și rămâne gravidă. Nu vrea. Fată, o punem în penii, punem covorul peste penii. Nu stă, sărăcea, nu stă. Păi și atunci eu plec undeva. O închide în cameră cu cheia. Și nu fără, nu face nu, nu face. Stă cu minte. Voi vă auziți, ce spuneți aceea? Să închideți cățaua în cameră. 3-4 ore. Până stăm noi acolo. Păi face infart acolo singură. Nu, nu, că mai închide când plecăm. O lasă ca să nu fugă, că ea când prinde poarta... Ca pufi. Și strada e aproape. Ca pufi. Și face praf. Ca pufi al nostru, vezi? Uitați, prieteni. Cum se prietenii noștri, l-așteptăm de aceea pe Ion. De, toți, de ce legăm pe pufi. L-așteptăm pe Ion să vină la cartofi. Dar iau cartofii. Ce s-au făcut cartofii lui Ion? Le iau și le bag la porci. Ca să nu mai găsească. Și lăsăm ăștia trei feliuță. Păi bun, acum s-a dus cu Fănică. Și înainte cu cine fu?
Cu păi vezi? Îi pui parte acum? Nu, cu parte. Dar fă-te-o cu bărbat. A, de unde știi tu? Spusă mie mai înainte. Spusă ție, dar mie nu spusă. Nu spusă? Trebuie nu să spusă. Spune lui mămica. Și luvă și telefonul meu la el ca să nu mai pot să sun, să nu mai pot să filmez nimica. Vezi? Acum eu nu știu cum plecă. Nu știi. Nu știu. Da, că prinde. Ele amănuntru. Da, peste ochi. Nu zici nimic? Ce să zic? Fănica dormită? Nu. Era pe Joker? Ce? Nu știu ce am făcut. Ce s-o vezi? Nu știu. Hai că revenim când o să vină eu în prieteni.